Bună, Marc! Ia zi, bună, dragilor! Ce șmecher ești, mă pui să te filmez și acum îmi spui nu mă mai filma. A? E corect? Zi! Șmecherie! Unde-i plecat? Unde-i plecat? Să vorbesc doar eu, vi-l prezint pe Marc. M-a pus să-l filmez, să vă arate cum și-a pus ghiozdănelul în spate și el pleacă la grătar. Da? Mama e ne așteaptă la grătar. Suntem doar noi doi. Atât. Nu, Marc? Da. Îl așteptăm pe Răzvan și pe Betty să vină să ne ia. Eu nu am mașina, e la Bogdan. Marc! Mășoricuțule, ce ți-ai luat un ghiozdănel acolo? Nu vrei să spui? Stai și cu bidonul, stai și cu micii! Mamă, ce bunătate! Ce bine arată! Masterchef! Am plecat de la grătar și... am venit până la Lidl să-mi fac câteva cumpărături. Pepene avem acasă. Ia să vedem ce cumpărăm. Aveam nevoie de niște iaurturi, ceva lăptic. Și să văd ce mai cumpăr. Da, haide! Haide! Pufosenie! Haide! Da, ești bucuroasă că a venit mami acasă? Da? Am terminat cumpărăturile la Lidl. Aș fi avut de ajuns și până în Carrefour, și până în Jumbo, și până la Penny. Așa că la Penny voi merge imediat. Dar la Jumbo și la Carrefour probabil zilele următoare. Da. La noi s-a înnorat și nu știu că nu o să vină ploaia. A anunțat ploaie. Mini, tu ești foarte rea. Ce ți-a făcut pisii? Ce ți-a făcut pisii, tu? Măcar să nu mă prindă ploaia când plec la Penny. Și acum o să merg sus să vă arăt ce am cumpărat de la Lidl. Da. Na. La toate mizerile te duci. Ia uite la ea. Ia uite la ea. Mică și rea. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ia uitați ce ajutor am eu aici. Când m-am întors de afară, el punea toate produsele pe masă să mă ajute pe mine ca să le filmez. Îți mulțumesc! Ești un drăguț, băiețelul meu. Te iubesc! Și bonul mi-l pregătește, mulțumesc! Uite, și eu ți-am cumpărat ție pufarine, vezi? Și haideți să vă arăt ce am cumpărat. Am luat așa, 4 iaurturi grecești, nouă ne plac foarte mult aceste iaurturi, 10 ouă, 2 cutii cu lapte, o cutie cu porumb, drojdie uscată, am luat să fac pizza în seara aceasta, nu știu că e bună sau nu, habar nu am, știu că am mai luat pizza și de la Lidl și din Penny și nu mi-a plăcut, sunt curioasă de aceasta, sunt 2 bucăți înăuntru. Am luat 2 pungi cu cereale. Nouă ni se pare că seamănă foarte mult acestea cu Nesquik și acestea cu Chocapic. Am cumpărat niște paste. Pentru Selena am luat 2 chifle să-i fac pachet la școală. Una este cu mai multe tipuri de semințe și una cu susan. Pentru mine am luat 2 punguțe cu biscuiți. Din păcate nu am găsit acele sticks-uri pe care le mănâncă. Din câte văd au schimbat ambalajele și mă gândesc că...
lucrează și la acele stixuri la ambalaje și am luat așa două feluri, sper să-i placă. Știu că i-am mai luat în trecut biscuiți de genul de la Pedigree, dacă nu mă înșel, și cred că și de la Orlando și nu i-au plăcut. Aici am cumpărat o pâine cu mai multe tipuri de semințe. Am cumpărat una de la Carrefour zilele trecute și ne-a plăcut foarte mult. Esență de vanilie și esență de rom. Așa, aici am cumpărat 10 pachetele de șervețele. Eu mă împac mult mai bine acum cu ele. Mai aveam unul mare, unde e? Având în vedere că am o gentuță micuță. Și am luat 5 cu lavandă și 5 cu mirosul acesta de exotic, dar nu mai știu unde sunt. Mai aveam încă două. Unde mi le-ai pus? A? Nu știi? Măcuț! Mai aveam șervețele din astea? Am luat 10. Nu? Am luat o cutiuță de bulion, praf de copt. Și știu că mai aveam încă două din astea, că am luat 5 și 5, dar nu știu unde sunt, doar să mă uit pe bon, să văd. Ori nu le-am plătit și au căzut acolo unde țin gumele, ori habar nu am. Și am mai cumpărat niște pofarină. Ia să vedem, laptele 5,49 lei, porumb 4,69 lei, cerealele 3,69 lei, alte cereale 4,89 lei. Ba nu, 4,89 lei au fost pufarine, cerealele, ambele punguțe au fost 3,69 lei, adică fiecare punguță în parte. Ouăle au fost 9,99 lei, pizza 18,99 lei, asta a fost la ofertă, praf de copt 1,49 lei, drojdie 1,99 lei, esențe 0,99 lei fiecare în parte, bulionul 2,69 lei, iaurtul 1,89 lei bucata, fursecurile astea pentru căței 4,49 lei, penele rigate 2,99 lei, pâinea 4,99 lei, șervețele, da, de șervețele aici 8, stai să vedem, 5 și încă 3, chiflă, chiflă, deci 8 pachete de șervețele, înseamnă că două s-au pierdut acolo unde am spus eu mai devreme, că doar eu îmi luasem 5 și 5. Da, asta este. Tura următoare. Tura următoare. Și în total am plătit 96 de lei și 89 de bănuți. Nini, unde ești? Ia uite ce vine. Hai să vedem, îți place ce ți-am cumpărat? Pe care să le începe? Că nu le-aș începe pe ambele deodată, că se înmoaie biscuiții și nu-ți mai plac. Hai că-ți dau din ăștia. Desfac. Normal cred că o să ți las în punguța asta, nu o să ți mai bag în cutiuță. Hai să vedem. Hai să vedem. Vrei? Hai muțică. O să-i las în punguță. Văd că au fermoarul acesta. Așa. Și mă gândesc că se păstrează mult mai bine în această punguță. Am mai băgat în cutiuță și s-au înmuiat foarte, foarte repede. Da, pun produsele astea la locul lor. Moftic. Eu am numărat de acolo și știau că am luat 5 și 5. Dar, după cum am zis, cred că au căzut acolo unde sunt gumele sau nu știu ce s-o fi întâmplat, că eu nu am lăsat nimic în coș. Toate produsele mi le-am pus pe bandă și am fost singură la cumpărături. Nu e ca să zic că am fost cu Marc sau cu Selena și m-au zăpăcit de cap și nu am știut ce fac. Am fost la Penny și am cumpărat câte ceva. Și am luat așa, ceapă uscată, castraveți, bețișoare de urechi, foarte bune aceste bețișoare, costă 3,49 lei un pachet. Mie îmi plac foarte, foarte mult. Un kilogram de zahăr. Cașcaval afumat, mi-e poftă de cartofi prăjiți cu cașcaval ras pe deasupra și este la ofertă 10,99 sau 11,99. Mi-am luat două cutii de vopsea, nu cred că am mai folosit această vopsea, cel puțin nu mi-aduc aminte.
Habar nu am și am zis să o încerc. Avea și long color și vopseaua cealaltă de la palet negru-albăstrui pe care o folosesc eu. Dar am zis hai să o încerc și pe aceasta. Niște sticks-uri pentru mini, 1 kg de făină, hârtie igienică, foarte bună această hârtie, ați mai văzut-o pe la mine, este la ofertă cu 10,99 lei. Două pateuri, unul de porc și unul de pui. O cutie de șervețele și o salam uscat pentru Selena, că îi place acest salam. Și apropo, ca de obicei, au foarte multe oferte la Penny, în cazul în care vreți să vă cumpărați câte ceva. Sau poate aveți nevoie de anumite lucruri, sunt foarte multe oferte. Mai devreme începuse să picure când am ieșit de la Penny, dar a fost așa o ploaie, o ploicică trecătoare și văd că a ieșit din nou soarele, este călduț și frumos. Este ora 6 și mă gândeam să scot copilașii la parc, o avem și pe Larisa, dar nu vor, au zis că nu vor afară. În cazul în care vă interesează această vopsea, a costat 12,99 lei bucata. Și aveau mai multe culori. Cea de la long color costa 10 lei și un pic și cea de la palet, cea care nu este de lux, costa 12,99 lei și aceea. Marco Ficatu vrea să se joace de-a prinselea, dar nu vrea să prindă. Niciodată. Dacă vrei să te joci cu ele, trebuie să participi. Bine. Păi,
No, bine. Să aveți grijă, da? Să nu cădeți. Mai auzi, Lari? Haide, că te-a chemat. Te-a strigat să mergi după ea. Au, 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 au. Și-a pierdut papucul. S-au murdărit în ultimul hal copiii ăștia. S-a lăsat cam rece. Este 8 și plecăm și noi către casă. Mă duc să le fac, să le bag pizza aia la cuptor, că nu o fac eu. Bag și la baie. Și gata, a trecut ziua. Este 8:30, mai devreme am ajuns și noi în casă. L-am spălat pe Arici, pe Ogonici. Acum au intrat și fetele la baie. Băgăm această pizza la cuptor. Să vedem dacă e gustoasă. Mi-aduc aminte că am mai mâncat pizza și de la Lidl și din Penny și mie nu mi-a plăcut. Acum vedem. Dau drumul la cuptor. Mi-am făcut o limonadă înainte de a merge afară. Dar nu am apucat să mă bucur de ea. Am uitat-o în casă. Și o să o savurez acum. Așa că eu o să închei acest filmuleț. Noi v-am pupat cu mare, mare drag. Vă doresc o săptămână minunată. Să aveți spor în toate. Și ne vedem în vlogul următor. Pa, pa!